Aș vrea să vă întreb care este impactul pe care îl așteptați de la acest demers în 2018. Avem DMP-ul funcțional încă de la începutul anului. Cum vedeți că va aduce beneficii în 2018? Atât pe partea de pricing, cât și pe partea de conținut. Alo? Funcționează. Păi dai mă așa lângă tine, ca să nu vorbesc eu. Evident, noi suntem de cealaltă parte, vrem mai mulți bani, mult mai mulți bani, vrem să luăm toată publicitatea din Facebook și așa mai departe și din Google. Nu o să ajungem acolo foarte repede, nu o să se întâmple de mâine, așa cum au zis și cei dinaintea mea de la agenții. E clar că va dura un timp până se va întâmpla asta. Dar ăsta e pasul pe care trebuia să-l facem. Mai puțin valoat sau mai valoat ni s-a reproșat că nu suntem competitivi. Am încercat să ne ducem către treaba asta, să fim competitivi, să avem niște profile cât mai aproape de ce poate să ofere Google, de ce poate să ofere Facebook și în timp să dovedim că sunt bune profilele astea, că consumul e în regulă și că profilele sunt de calitate și să obținem mai mulți bani, că până la urmă asta vrem. Adică de în ultimii 3 ani de zile, de când ori mi s-au cerut mie evaluări de piața de publicitate, ori am citit în altă parte, piața de publicitate din România era oriunde între 60 de milioane de euro și 120 de milioane de euro, sau poate unii o estimau chiar mai mult. Indiferent de estimarea totală de piață, estimarea pentru publisherii locali era undeva la 20 de milioane de euro. Nu conta că vorbim de 60 total sau de 120. Asta brut. Poftim? Asta brut. Mai erau și unii mai optimiști cu 22 de milioane, am citit, cred că la un moment dat. Scopul nostru este, într-adevăr, să încercăm să aducem mai mulți bani și să facem ceva pentru banii ăștia, nu doar să spunem merităm mai mult. Și acum depinde de noi să arătăm că am vrea totuși să luăm mai mult din ce este pe lângă cei 20 de milioane de euro brut. Pot să zic eu? Eu cred că dincolo de faptul că unii vor CPM mai mic și alții mai mare, noi suntem un ecosistem. Și dacă stăm să ne uităm la piață așa, elefantul din cameră o să ne... Hai să găsim un cuvânt, habar n-am, aplatizeze pe toți, să zic așa. Și asta e chestia cea mai bună. Adică Dragoș mai devreme era foarte optimist. Când ziceai că Facebook și Google au undeva la 60-70% din... piață. Am văzut un studiu de la WPP. Am încercat să nu ne deprimăm prea tare, știi? Adică... un studiu de la WPP care spunea că anul trecut a fost undeva în America 63% Google și Facebook, iar în restul lumii este 84%. Cotă de piață acumulată Google și Facebook. Și dacă stau să mă uit în urmă așa, chiar dacă vorbesc de o altă organizație, mi se pare că momentul ăsta seamănă foarte mult cu momentul în care s-au adoptat standardele de la IAB pentru publicitate. Pentru că înainte, dacă vă aduceți aminte, erau 70.000 de feluri de bannere. Fiecare site avea tipul lui de banner și probabil pentru agenție era o nebunie. Așa era acum, adică acum un an aveam în site 10 tipuri de coduri de la diverse agenții. Aveam programatic să ne punem și în cap. Și chestia asta genera un soi de scurgere de date, cum să zic, de multe ori, dacă aș fi putut să mă uit la site așa de undeva de sus, aveam sentimentul că mă uit la strecurătoare, prin care curg date și asta e tot. Ce face DMP-ul e că oprește strecurătoarea asta și o transformă într-o pâlnie. Solicitarea de la agenții va veni în continuare. Să fie o strecurătoare, absolut. Eu văd o pâlnie, adică DMP-ul, din punctul meu de vedere, dacă ar fi să-i punem o etichetă, înseamnă mai mult o pâlnie decât o strecurătoare. Ce o să se întâmple mai departe e un lucru foarte, foarte important pe care trebuie să-l înțelegem cu toți. O să se întâmple lucruri doar dacă noi înțelegem ce facem aici. Că am văzut și la agenții și la publisher abordarea asta. Că DMP-ul face, drege. Primul lucru este să înțelegem cu toți ce poate să facă DMP-ul ăsta. Nu e nici Dumnezeu, nu e nici Mahomed, nu e nimic. Este doar un instrument pe care noi îl putem folosi să facem mai mulți bani sau, eu sunt un publisher puțin mai special, dacă ar fi să zic așa, noi trăim în momentul ăsta aproape exclusiv din abonamente.
și am migrat de la publicitate, tocmai pentru că CPM-ul e foarte mic, așa cum spunea Dan, și pentru că dacă stai să le pui în balanță, o să vezi că de la an la an e ca și cum ai investi într-un business care se pierde. Și atunci am virat în zona de abonament. Pentru noi e foarte important ca DMP-ul să producă rezultate pentru personalizarea conținutului. Și ăsta este unul dintre lucrurile pe care un publisher de regulă le uită. Pentru că DMP-ul ăsta nu o să ajute doar la vânzarea unui inventorii publicitar. O să ajute și la personalizarea conținutului de pe site. Și astea sunt niște lucruri așa, global vorbind, mari. Între ele putem să găsim tot felul de soluții intermediare prin care DMP-ul poate să fie util. Nu vreau să vorbesc mai mult, că, mă rog, nu e doar despre mine, vă rog să continuați și voi. Eu am vorbit destul. Dinu? Eu am luat cu microfonul. Da, am aici, nu? Așa, gata. Bună seara. Cred că ai făcut o analogie frumoasă cu pâinea și cu strecurătoarea. Eu aș spune mai degrabă că am hotărât să mă refer la toată piața media și la partenerii noștri să implementăm DMP-ul ca un întrerupător. Aveam nevoie de o lumină care să ne arate mai multe realități despre datele pe care până acum le vedeau probabil doar Google și Facebook, ca să vorbesc de cei mai mari jucători din piață acum. Și ajungând la acest întrerupător, cred că printr-un parteneriat foarte lucrativ cu agențiile, vom reuși să oferim clientului final niște rate mai bune de conversie. Evident că și s-a vorbit în celălalt panel despre diferența dintre GDN și performance. Noi aici vorbim categoric despre display și cred că obiectivul acestui DMP este să optimizăm afișările pentru display. Deci să căutăm interesele clientului, să vedem ce urmărește să arate și prin o alocare corectă a reclamelor să creăm și rezultate mai bune. Și aici vom avea, evident, și un impact în prețurile care le obținem. Un preț mai bun, probabil, pentru că vor fi necesari mai puțin bani pentru a atinge o paletă mai mare de oameni. Am văzut în prezentările de mai devreme, în studiile de caz de succes, creșteri de CPM de 30%, sau pentru AdNet, între 20% și 50%. La ce ar trebui să se aștepte piața în privința aceasta? Cred că primul pas ar fi să nu ne uităm la creșteri foarte mari, ci mai degrabă la optimizarea acestui sistem pe care îl implementăm. Dacă căutăm 30% din prima, cred că s-ar putea să fim dezamăgiți. Sper să nu fie cazul, dar primele 6 luni, cel puțin, ar trebui să încercăm să optimizăm modul nostru de lucru. Adică nu s-a mai lucrat în acest sistem și cred că important este să reușim să oferim rezultate. Și după aceea, da, probabil că vom crește și prețurile cu argumente solide. Bazat pe experiența noastră, că am mai lansat 2 marketplace-uri programatice, Agora și Mediafax Audiences, lucrurile merg în felul următor. Prima reacție la apariția unui marketplace, și nu mă refer doar la România, l-am lansat și în Grecia și în Emirate și în Ungaria, prima reacție din partea pieței este super mișto, avem audiențe, putem să cumpărăm acum exact ca din GDN, deci basic prețurile trebuie să fie comparabile cu GDN-ul, pentru că nu e site specific, este audience, exact cum poți să targetezi și din GDN, ca să nu mai nu inventăm apa caldă acum, doar creăm un ecosistem care deja a fost inventat. După care, e o chestiune care ține de cerere și ofertă și de reglarea din punct de vedere al performanțelor. Diferențierea care se poate face este legată de calitatea datelor pe care le obțin în anumite audiențe, formatele care pot să fie diferite de ce oferă commodity, ca să spun așa, zona de Google și Facebook. Și ideea nu este să mergi în coliziune cu Google și Facebook, pentru că în mod evident se știe clar cine câștigă, ci să mergi în complementaritate cu Google și Facebook, să încerci să găsești cât mai multe elemente. Trebuie să gândim
sau să, mă rog, toată lumea din punct de vedere al publisher, trebuie să gândească din papucii clientului. Ce și-ar dori clientul? Clientul și-ar dori rezultate mai bune. Cum poate să aibă rezultate mai bune? Păi combinând cross-platform și Google și Facebook și media locală într-un mod eficient, și care sunt argumentele pentru care ar putea să aloce bugete în plus în local? Păi argumentele ar fi formate mai mișto, date suplimentare și așa mai departe. Exemplele de succes cu care am operat până acum în zona asta de programatic marketplace private, nu la nivel de piață, că nu există un echivalent din fericire pentru noi probabil, s-au îmbogățit rezultatele și prețurile de CPM au crescut substanțial în momentul în care am integrat third party data. Adică, de exemplu, deal-uri cu, nu știu, în Grecia, un deal cu un grup de site-uri care scriau foarte mult despre iPhone, de exemplu, da, erau pentru fanii iPhone, acele audiențe, am cumpărat date, practic, de la acei producători de content, le-am integrat într-o audiență pe care am vândut-o unui player din e-commerce care a targetat telefoanele și device-urile Apple în rețelele locale cu rezultate foarte bune. Deci ideea e că trebuie să gândim puțin out of the box, să încercăm să va trebui să angajați, să angajăm nu știu, chief data officer și data analyst and so forth și să venim cu îmbinarea asta dintre date, tehnologie și sales și editorial chiar ca să obținem rezultatele cele mai bune. Că la urma urmelor despre asta este vorba. Și așa se pot obține CPM-uri mai mari. Eu nu mă aștept la minuni din prima, dar sigur că și agențiile sunt cu noi în aceeași barcă aici și cu clientul, niciun client nu va fi nedeschis să plătească mai mult dacă și câștigă mai mult. Da? Deci cam asta cred că ar trebui să fie abordarea. În completare, aș vrea să mai adaug că ajungem, de fapt, la, am preluat de la Dragoș, la subiectul de oameni care sunt capabili să înțeleagă datele respective, că de-a lungul anilor în care ne știm, am lucrat, oamenii de research au fost, mă rog, au putut lipsi din ecuație, numai că acum, ca să vorbim de creșteri, de îmbunătățiri, de lucruri frumoase, trebuie în primul rând să înțelegem datele respective și să înțelegem că avem nevoie de oameni în interiorul companiei care să lucreze integrat, să înțeleagă datele respective și să facă parte din echipele editoriale ca să putem să vorbim de creșteri pe content și quality și cu echipele de sales ca să vorbim de acele creșteri și în venituri la final de zi. Vorbești de fapt despre o investiție în primă fază mult mai mare în această zonă de people skills pentru o capitalizare mai târziu. Cred că este esențială. Eu sper că mulți din publisherii prezenți aici au deja acei oameni sau se pregătesc să-i trăinuiască, pentru că altfel degeaba avem o mină de aur dacă nu avem și nu știu, 70 trunfi, nu știu cât erau, care să participe la extrasul aurului. Cred că erau pitici. E un subiect sensibil. Ricardas, what can you share about Facebook and Google, about the international players challenge in your territories? Thanks for letting me in. So first of all, I would like to congratulate you on one thing, because you are doing single DMP system for the whole country, not a lot of DMP systems for the single publisher. In this manner, like we are doing, you have the same bulk or the amount of first party data. I'm really sorry, and I'm definitely not a big advocate for the third party data, because for the third party data, I think this is, I'm sorry for my bad words, this is piece of shit, because it's based not on your inventory and you are buying something that you don't know. It's like a black hat in the box. Data was collected by us. If data are collected by you, it's not a third-party data anymore. Third party, if you are collecting data, are your first parties. Okay, and we gained the same kind of, let's say, the knowledge in our countries when we started with the DMPs. First thing was, wow, it's something amazing. The next step was how we generate the ROIs. The overall, let's say, or the status quo of the February 2018, we are generating about 30% of all our campaigns that, let's say, includes data.
about 1/3 already. And also it's another opportunity, and I can provide one single example, maybe from my presentation, about the Turkish Airlines. We never had that customer into our portfolio, and most probably never would be. But let's say I'm not speaking a lot about the programmatic things and all this kind of stuff, but using our own data, we created a preferred deal through all, let's say, the programmatic SSPs, and we right now are included in the portfolio, and they can buy our inventory by themselves without even, let's say, touching us or bothering us. Simply, we opened our inventory worldwide scale, not on a national wide scale, and it simply allowed us to, let's say, work more closely with the big brands worldwide. So it's always plus and minus, and let's say the theory on it and the expectancy and all these kind of things, but we never afraid of try. So simply, we are really working open it with all the possible, let's say, providers. And speaking about, let's say, Google or Facebook, we don't look into them like neither friends, neither enemy. We look into them like frenemies. I mean, if this is okay for us for now and we don't have other sources, then okay, it's allowed. But what's happened, let's say, a little bit far away from the DMP side, into the programmatic world, in the header bidder solutions, more and more players, let's say, allows you to simply optimize your supply path and you can achieve even higher CPMs. What we expecting in, let's say, expected, an expecting thing, it's the CPM increases in the, let's say, 2017. Definitely increases, so we earn more money. Thank you. I will switch to Romanian. În panelul de mai devreme a fost discutat despre alăturarea clienților și intrarea clienților în DMP. Și aici aș vrea să rog pe Mihai să spună mai exact ce presupune. A fost un mix, Arina ne-a arătat că există două tipuri de leere de date, cel pus la comun și celălalt separat, iar din discuția de mai devreme am înțeles cu toții că dacă un client intră, trebuie să-și facă publice datele. Care sunt beneficiile lui și cum poate să rămână cu stacul lui de date separat, să nu le facă publice? Și aș ruga și pe Ana dacă poate să ne împărtășească ceva despre OLX, dacă folosești acest lucru pentru obiectivele proprii. Având în vedere că noi suntem un publisher un pic deosebit de publisherii de content și la noi contentul e generat de useri, am avut perioada asta de început a DMP-ului în care ne-am cunoscut mai bine publicul, am făcut o profilare mai bună, am început să învățăm lucruri mai multe despre ei și cred că asta a făcut toată lumea până acum și de aici în momentul în care o să stabilească fiecare publisher care e strategia de monetizare, cu cât o să crească CPM-urile, ce CPM-uri o să crească, dacă se va întâmpla către media buying-ul clasic sau dacă se va întâmpla către programmatic direct și alte forme de buying. Legat de clienți care vor să testeze pe acest DMP, cu siguranță oamenii, ca și userii, unul din doi oameni au intrat pe OLX, probabil și unul din doi clienți au intrat pe OLX într-o formă sau alta de buying. Asta e un moment în care să cumpere un content, să cumpere o media relevantă, mai ales în contextul în care se vorbește foarte mult de brand safety, sunt niște reguli destul de stricte de acum încolo. Nu pot să spun decât că da, ok, abia așteptăm să testăm, să vedem că funcționează, să le profilăm cât mai bine, să devenim cât mai relevanți pentru agenții și pentru advertiseri. Înainte de Mihai, o să spun și eu câteva cuvinte legate de datele private. Ring e, pe lângă zona de publishing, mai are și jobs.ro și mobilare.ro.
Și ținem privat aceste date și agențiile le accesează atunci când își le doresc, nu le punem la comun cu restul parcurilor, deci se poate. Iar în ultimul an, ce am reușit cu alt DMP, e să îmbunătățim atingerea core targetului, pentru că argumentul mare era, ok, cumpăr bulk, ajung și la ei. Pe lângă CTR e și acest indicator de atingerea core targetului, ce îl urmărim în campanie. Ok, ca să răspund la întrebarea ta, Cosmin, clienții pot acționa în DMP în două moduri. Se pot gândi că sunt un publisher și atunci își pot cunoaște mai bine audiențele, practic, dar cumva jucându-se în curtea lor, așa cum era în slide-ul Arinei, datele care erau cumva comune și datele fiecăruia din curtea lui, însă valoarea ar fi dacă aleg să share-uiască datele de o formă sau alta cu unul sau mai mulți publisheri, astfel încât să practic să știe mai multe lucruri despre audiențele lor, ceea ce îi face să se transforme într-un ROI mai bun. Este practic acel sharing de date s-ar avea loc în momentul în care ei ar alege să desfășoare campanii pe site-urile unui publisher, corect? Da, ori campanii, adică, ori pur și simplu să înceapă prin a-și aduce orice informație, poate să înceapă cu o parte din informațiile pe care ei le știu, fiecare client le știe despre audiența proprie și despre vizitatorii propriilor site-uri sau cei care au văzut campaniile, care au văzut mesajul unei campanii cel puțin o dată. Cuția spunând că ne așteptăm să crească, dar știm cu toții că trebuie să depunem foarte multe eforturi să ajungem acolo. Care sunt obiectivele pe acest sfârșit de an? Eu sunt obișnuit să răspund la întrebări care îmi plac mie, nu alea pe care le pui tu neapărat. Ideea e așa, că mi se pare puțin ciudat să ne gândim la obiective din perspectiva asta a CPM-ului. Și aș încerca să văd lumea cumva privită mai de sus. Cred că am 18 ani în piața asta. 2018 e unul dintre cei mai interesanți ani pe care i-am văzut eu. Și dacă stăm să ne uităm așa la puzzle, o să vedem că sunt niște piese care se pun acolo cap la cap, și ele ajung la, sau ne ajută să vedem o concluzie care altfel, nu știu, poate pare stupidă. În primul rând, tot duopolul ăsta, Google, Facebook, care face tot fel de lucruri, acum s-a lărgit, dincolo de publicitate, hai să ne gândim la Chrome 64, da? Versiunea 64 a Chrome, care are enabled în ea un soi de adblocker primar, să-i spunem, care la un dat s-ar putea să evolueze. Avem apoi GDPR-ul și e-privacy și tot ce ține de partea asta birocratico, politico și așa mai departe, care o să pună presiune destul de mare pe tot ce vorbim noi aici. Dacă stăm să ne uităm la lucrurile așa, o să vedem că până acum am jucat fiecare pe terenul lui cu mingea lui și am pierdut. Prin urmare, acum am făcut o chestie comună și ar trebui să încercăm să jucăm ca o echipă. Asta nu înseamnă să facem chestii anticoncurențiale. Asta înseamnă însă să începem să gândim cu toții că există în România o piață și nu există 70.000 de piețe care sunt diferite unele de altele. Dacă stăm să ne uităm la CPM din perspectiva asta, o să vedem că CPM-ul poate să crească doar dacă agențiile își iau din bani și duc dintr-o parte în alta. Prin urmare, la mine o să crească și la alții o să scadă sau invers, dacă vedem lucrurile așa. Deci, eu văd mai degrabă în trimestru 4 al anului astuia următoarea situație, aia în care ne uităm înapoi și ne dăm seama că am făcut cu toții o investiție, nu știu, 6 luni, 9 luni, că ne-am trăinuit niște oameni, că avem niște oameni pregătiți care știu să facă, să meargă cu mașina asta, ca să zicem așa, care e DMP-ul, și că avem niște relații comerciale suficient de bine puse la punct încât să ajungem să ne monetizăm audiența cu adevărat. Pentru că până acum am încercat să o vindem în tot felul de piețe, pe sub mână,
la modul ăla ne ducem la ruși și vindem undițe și ce mai vindem noi. Acum am putea să o vindem în magazine cu vitrine frumoase. Eu asta aș vedea în trimestrul 4. Okay. Eu, la final de an, mi-aș dori foarte tare să mă uit la piața din România și să nu mai văd formatul, cum zicea de fapt și Alin, din miliarde de player sau sute de player micuți și doi elefanți mari. Aș dori să văd trei playeri despre care să pot spune cu ușurință că, ok, uite, suntem concurențiali, suntem chiar concurențiali. Și uite, am făcut niște lucruri mișto în care pot să spun că, băi, în mixul ăsta de media, al treilea elefant să fie format chiar din toți publisherii locali. Ce-mi doresc cu adevărat e, de fapt, să reușim cumva să lucrăm, să facem o echipă, să fim o echipă, de fapt, lucru care ne-a ieșit mai mult sau mai puțin în ultimii 11 ani de când sunt eu aici. DMP-ul pare un pas foarte important în direcția asta. Exact. Cred că susține și avem confirmarea că putem să mergem mai departe în direcția asta. Da, eu am speranță. Ok, deci 25%? La final de an am așteptarea sau obiectivul să văd mai multe media planuri cu audiențe decât media planuri cu site-uri. Păi, dacă am făcut elefantul ăsta cu care ne mândrim, hai să ne și jucăm cu el, să-l testăm în primele luni, ne mai auzim peste 6 luni, vedem ce trebuie reglat, iar la final de an, da, evident, toată lumea își dorește să recupereze investiția în povestea asta, dar toată povestea e doar să lucrăm împreună, să testăm, așa că hai să-i dăm drumul cât mai repede să avem ce povesti la o conferință de prin vară, ceva. În iunie, dacă... Noi am, mă rog, având în vedere că, din punct de vedere Ad Network, suntem cam singura rețea pseudo-independentă, că nu suntem și publisher, am tot predicat chestia asta cu nevoia să consolidăm, să dacă ne uităm pe un market share cinstit în momentul ăsta, cel mai mare player local are sub 5% market share real. Când pui și Google și Facebook, că tot timpul ca să ne auto, știi, să nu ne sinucidem în ședințe, punem fără. Ziceam, piața, ce market share avem, ce share of voice, dacă punem toată ciorba, toate ingredientele, niciunul dintre noi nu prea are cu ce să laud. Și cred că trebuie să învățăm de la cei mai buni, adică Google și Facebook cooperează foarte mult, nu? Adică avem ad-uri de Google în Facebook, ad-uri de Facebook în Google, schimbă protocoale, stabilesc lucruri și nu vreau să se înțeleagă că într-un fel sau altul e, nu știu, o chestie de demonetizare a Google Play. Sunt două companii extraordinare, au inovat extraordinar de mult în spațiul digital. Mulți dintre publisheri beneficiază, cei care folosesc corect relația cu Google și Facebook folosesc acest ecosistem în beneficiul lor și așa mai departe. Însă trebuie să și învățăm de la ei, de exemplu, chestia asta, cooperarea pe zonele care ne unesc. Eu spun destul de des chestia asta. Tehnologia a disrupt atât de multe concepte, sorry, nu există în română cuvântul de altul potrivit, n-am, a schimbat, a transformat atât de multe lucruri, inclusiv conceptul de concurență a fost disrupt de tehnologie, pentru că nu mai există concurență în adevăratul sens al cuvântului. Nu? Cum ar fi ca Google să zică, auzi, Facebook, ia marș cu aplicația ta din Android, că suntem concurenți. Nu, dimpotrivă, e o simbioză acolo. Și cred că din chestia asta trebuie să învățăm și noi, să vedem care sunt mai degrabă lucrurile care ne unesc decât cele care ne despart, să vedem cum putem coopera ca industrie locală până când nu e prea târziu cu adevărat, da? Și cred că avem motive de optimism. Nu trebuie neapărat, apropo de market share-ul ăla zdrobitor de probabil 80%, 75%, cât o mai fi, Google plus Facebook combinat versus local. La urma urmelor, dacă ne uităm, piața overall în digital crește. Măcar dacă ne menține 25-ul, hai 30-ul, hai 20-ul, cât o fi, și creștem împreună, și tot e mai bine decât să devenim irelevanți ca player locali. That's the main idea și cred că ăsta e un pas foarte important. Probabil la fel, cel puțin la un fel de important și de relevant cum a fost pe vremuri ieșirea din trafic roșii, trecerea în sati. Ne spui și un procent pentru Q4? Nu mă pot aventura. Cred așa, cu un optimism ponderat, că e un demers care va
ajuta stoparea unui declin destul de evident în ceea ce privește spendingul local. Pentru că e sistemul vaselor comunicante, practic. În mod evident, din punct de vedere al unui client și a unei agenții, spune, băi, ok, dacă eu obțin în GDN, nu știu, 0,7 eurocenți, de ce ți-aș da ție 3? Adică, oricum ai Google Analytics în site, oricum știu tot despre userii tăi via DBM or something, deci nu merită să primești 3 doar pentru brand safety. Bine, aici e dubla măsură, că nimeni nu cere brand safety în Facebook, să zic că nu vreau să fiu lângă Pop Tămașa. Facebook e premium sau nu știu ce clipuri mai sunt pe YouTube. Da, să trecem peste. Cred că e o măsură prin care putem să mai salvăm din nu am așteptări de astea de a crește într-un fel spectaculos, am însă așteptare de stop a unei pante care mergea așa, nu foarte abrupt, dar mergea puțin în jos și o bază solidă pentru o creștere în 2019. Okay. Eu nu pot să-l contazi pe Dragoș ce vede el, trebuie să văd și eu că n-am de ales. Da. Eu pot să spun doar din perspectiva strictă a publisherului. Față de toți anii precedenți, și am vreo 11 în online-ul din România, mă aștept ca la sfârșitul anului chiar să cunosc publicul. Acum avem o unealtă care ne permite să cunoaștem piața, să cunoaștem publicul, mult mai bine decât o făceam până acum. Inclusiv la nivel de consum. Până acum aveam niște demografice, știam că pe un site am 70% bărbați, pe altul am 60% femei și așa mai departe. Acum o să știu mult mai bine ce consumă, o să pot să-i segmentez mult mai bine și o să pot să-mi valorific într-adevăr și eu publicul mult mai bine din punct de vedere conținut, așa cum spunea și Corina. Deci strict publishing, eu asta văd finalul anului. O înțelegere mult mai bună a publicului pe care l-am și a pieței în general. Pentru noi ar fi un câștig dacă în Q4 am reușit să creștem awareness-ul acestui DMP și încrederea pieței pentru serviciile care le oferim noi. Și asta s-ar translata în 2019 în bugete mai mari, evident, care vor fi aduse pentru piața de digital media. Dacă reușim asta în 2018, să creștem nivelul de încredere și să poate chiar să deschidem o nișă nouă de business prin acest agregator de date, atunci cred că ne-am făcut treaba pe anul 2018. Ok, mulțumesc. Putem să trecem acum la sesiunea de întrebări din public și rugăm și pe cei care au participat la panelul anterior să răspundă la întrebări. Întrebările vor fi adresate tuturor. Dacă avem. Stai că fac eu pe hostesa să-mi merit să plătește, nu? Chestia asta. Mă obțin. Era o întrebare aici, nu? Nu? Te rog. Hostesa fără microfon. Bună seara. Cotiso Hangano, QQ Info, provider de soluții de business intelligence, care are în portofoliu de clienți și advertiser și publisher. Și așa am ajuns și aici. Mulțumesc, Mihai, pentru invitație. Felicitări, în primul rând, industriei. Într-o viață anterioară am fost în Flamingo și Flanco pe marketing, deci am fost și în papucii de advertiser chiar ca marketer. Thank you, Peter, for a very bright presentation. I don't think that a lot of guys here got it, but they should see it a little bit more later. Thank you. Yeah. A question? A few questions. First of all, mai bine în română, da? Deci, prima întrebare ar fi, cum vedeți, încă o observație legată de faptul că, din perspectiva asta, puțin din afara pieței, cred că inițiativa este salutară în două direcții. Una e, practic, o aplicare de Blue Ocean Strategy clară. Încercăm să mărim piața prin atragerea unor clienți care poate nu erau convinși de ceea ce oferea piața locală și cred că asta e un lucru bun. Și a doua, legată de faptul că în momentul în care te uiți și vezi că publisherii vor preț mai mare și advertiserii vor preț mai mic și toată lumea se bucură că a apărut DMP-ul care le va face pe amândouă deodată, zici, unde-i șmecheria? Că n-au cum să și crească, să și scadă prețurile în același timp, nu?
Răspunsul ar fi în faptul că, practic, se vor felia, probabil, datele și audiențele mai fin, astfel încât costul per interacțiune pentru advertiser va fi mai mare, dar va avea niște interacțiuni de o calitate mult mai mare și atunci aș va permite să consume un buget mai mic, obținând rezultate mai mari, în sensul măcar parțial punctat de Petteri. Și din punctul celălalt de vedere, advertiserul își va putea revinde același conținut la mai mulți, publisher își va putea revinde același conținut la mai mulți advertiseri care se întâmplă să aibă interese similare ca target. Puteți să trecem, trecem și la întrebări. Prima întrebare ar fi, cum vedeți integrarea dintre datele din DMP și datele care sunt disponibile sau sunt cumpărabile de la Google sau Facebook? Cum o vedeți ca publisher și respectiv ca advertiser sau agenții? Și asta e prima întrebare. Cred că după aia, dacă spun prea multe, se pierde și eu. Dacă mai sunt alte întrebări și poate revin e mai încă. E destul de clară întrebarea? E ok că suntem peste timp. Hai să încercăm să mai lăsăm și alți colegi, zic, și dacă mai e timp, cu siguranță. Da. Vrei tu să răspunzi? Trebuie să și răspundă, nu? Eu n-am fost, nu știu exact care e întrebarea, deci dacă... Eu am înțeles așa. Tu ne întreb cum vezi integrarea datelor de la Google, Facebook cu ce face DMP-ul de la noi. Google și Facebook nu share-uiesc datele. Asta vreau să zic, că eu o văd imposibilă, scuze, Dragoș, da. Dezvoltă. Dar nu vreau să-ți dau un singur cuvânt, că pare prost crescut. Google și Facebook sunt ecosisteme închise de date, tocmai de asta sunt foarte valoroase datele lor, că doar ei le au, ei le controlează end-to-end în unele cazuri. Deci nu au cum să fie integrate date care nu sunt share-uite. Asta e... E adevărat, dar în cazul giganților globali se merge pe încredere, cum ar veni. Adică dacă Facebook îți zice că am atâtea view-uri de video, trebuie să-l crezi. Dacă Google spune că are atâtea view-uri de YouTube, trebuie să-l crezi. Dacă spune că are atâtea, nu știu, audiența X, trebuie să crezi și cel mai des se dovedește a fi real, pentru că rezultatele sunt pe măsură, motiv pentru care absorb foarte multe bugete, dar datele nu se pot share-ui. As far as I know. Marina, spuneai că... Tu ai o întrebare? Nu, am un buton magic. Ce șmecherești. Așa că propunerea era să iau eu întrebările ca să meargă mai repede și voi tot să puteți răspunde. Mă rog, deci am fost concediat, am înțeles. Ok, asta a fost planul. Do you want to answer? Short. I have an answer for this gentleman, I think, in both questions. About the trick. First of all, you are spending the same amount of money and you are getting a better results using the DMP data, publishers needs less inventory to show the same amount. This is the trick. And about Facebook and Google, you can extend your inventory with the Facebook and the Google, simply, let's say, exporting your data to these platforms, but you will be the one who will operate with those data. So you can do the magic things like, let's say, show the ads on the Facebook to the users who were not able to reach, let's say, during this campaign on your site or network, and vice versa. Sunt Mihala Vledău de la ProTV și întrebarea ar fi adresată clienților și agențiilor. Scopul principal al utilizării acestui DMP este creșterea performanțelor campaniei. Există un golden standard, adică cum știm că este campania de succes? Dacă are o rată de click de 0,3 versus 0,25 e de succes? Sau cum definim succesul? Mulțumesc. Cine vrea să răspundă acum? Întrebare profundă. Cum definim succesul? Ia.
Evident, fiecare verticală și fiecare client își definește succesul în mod diferit. Dacă este să vorbim despre verticala de auto, noi o definim prin lead-uri, numărul de oameni care sunt interesați să achiziționeze o mașină și pe care am putut să-i colectăm prin intermediul site-urilor voastre și care s-au înscris pe formularele noastre. În mod evident, succesul este two-way street, nu este one-way street. Contează și site-ul nostru, contează formularele noastre, contează multe lucruri. Dar pentru noi acolo este benchmark-ul. Mă referam la comparația cu Google și Facebook, pentru că suntem comparați. Facebook-ul ne oferă rezultate bune. Ok. Bine. Mulțumesc. Avem o întrebare acolo? Mulțumim pentru întrebare, mulțumim pentru răspuns. Avem acolo. Stai că ajung eu la... Salutare tuturor! Valentin Știrbu, RC Serdes. O să stau jos să nu mă fac prea tare de râs. S-a vorbit foarte mult aici despre viability, despre CPC, CPM și o să vin în completarea a ceea ce a întrebat, de fapt, Mihaela mai devreme. Ceea ce am încercat să facem noi, publisherii, în momentul ăsta este să venim în ajutorul agențiilor să își crească eficiența campaniilor de display. Cred că cel mai corect ar fi, și eu, va fi și o întrebare la sfârșit pentru agenții, cred că cel mai corect ar fi să definim foarte clar obiectivele pe care le avem în campanii și să fim tratați noi, publisherii, ca o componentă de advertising de display. Adică să nu fim comparați cu niște canale și niște platforme care, într-adevăr, pot aduce și sunt mult mai eficiente din punct de vedere performance. Ceea ce putem să oferim noi mult mai bine în momentul în care am dezvoltat acest DMP este să fim mai eficienți pentru campaniile de display, adică să puteți, agențiile, clienții, să poată să targeteze mult mai eficient campaniile lor. Întrebarea mea pentru agenții ar fi în felul următor. Dacă au făcut un pas, un prim pas către clienții pe care îi iau de conștientizare și de educare și ce feedback au de la ei, că ne-ar ajuta foarte mult. Ce spun, cum văd ei rolul acestui DMP în industria de media locală, ce așteptări au, dacă sunt dispuși sau nu să plătească. Am vorbit foarte mult despre așteptările pe care le avem noi ca publisher și, într-adevăr, ne dorim CPM-uri mai mari, ne dorim să vindem mai mult și așa mai departe. Ceea ce credem cel mai bine că putem să fim eficienți în livrarea advertising-ului, dar clienții sunt dispuși să plătească mai mult pentru lucrul acesta, sunt interesați să investească mai mult în publishing-ul local, își doresc să investească, să ia din bugetele de Facebook și de Google, care într-adevăr cu siguranță o parte din ele sunt de performance, o parte sunt de display, dar măcar din bugetele display să treacă către publisherii locali. Ce părere au despre această, și acum mă uit în sală și văd doar o agenție prezentă. Mai multe le văd eu. Da, întrebarea era dacă aveți un feedback de la client sau dacă v-ați făcut o strategie în a aloca mai mulți bani către publisheri. Adică efortul nostru e clar... Cred că am înțeles întrebarea. Hai să încercăm răspuns. Mulțumesc. Dacă am rămas singur, așa poți. Nu ai rămas singur, dar ai fost câștigător. Așa poți. Unde trebuie să mă duc? Cred că ne-am făcut tema de a încerca să aducem pe masa clienților această nouă dezvoltare, dar cuvântul cheie este testarea în toată chestia asta și cuvântul cheie testare, scuză-mă că stau cu spatele, cuvântul cheie testare înseamnă ca noi atunci să facem pe tot posibilul să dovedim prin această testare că facem o treabă bună. Drept urmare, cu toate că momentul zero al implementării unui DMP probabil că necesită un learning curve important, trebuie să facem în așa fel încât această testare să-și dovedească valoarea. De aici, cred că cu asta vine și deschiderea clienților. Nu cred că există un client în care să spună brusc
voi muta bani dintr-o parte în care merge treaba, într-o parte în care voi testa. Din cauza asta și așteptările tuturor din ecosistem trebuie să fie calibrate ca atare. Drept urmare, trebuie să ne perfecționăm cu toții în a livra rezultate prin acest canal până la urmă. Mulțumesc frumos! Și dacă acest canal înseamnă că livrează rezultate cu un CPM mare la capătul firului, dar justificabil în ecosistemul unui client, probabil că va fi dispus să-l plătească în echilibru cu această chestie. Mulțumesc! Mai e cineva care vrea să adauge eventual? Ok, atunci nimeni nu mai vrea să întrebe nimic? Mai avem două întrebări și plecăm acasă. Oricum, afară vă așteaptă un pahar de șampanie în cinstea acestui DMP. Cei care au plecat deja probabil l-au băut jumătate, dar sigur mai rămas. Întrebare. Întrebare direct. Mai ales pentru marketeri, nu știu dacă mai sunt clienți în întrebare. Sală? Întrebare. Nu prea sunt. Întrebarea era dacă vedeți valoare în integrarea datelor clienților, datelor de business reale din spatele e-commerce-ului sau formularelor date mai înainte ca exemplu și informațiile din DMP. Și cum vedeți crearea de plus valoare din această integrare între cele două seturi de date, să spunem. Maybe Peter will answer something. I will put it in English. If there is value in blending data from your own sales, CRM, e-commerce site, internal forms, and the data coming from the DMP. Can you hear me? Yes. Certainly yes. So again, it comes down to what is the advertiser, the one paying for the show, looking for. Assuming we do, I'm sure most clients these days do, already have a grasp of their site visitors on the advertiser side. That's a fairly trivial exercise these days. Retargeting those or re-messaging those directly is not rocket science. That's been around for a good decade now. The more challenging bit is how do you prospect for others who have not yet been to my site? So how do I expand the pool? In that case, it comes down to either doing lookalikes. So to do lookalikes, I need to be able to take my confirmed pool of users who have been to my either my website in general or to a particular page on my website or who have converted, you know, into some interim conversion proxy goal, like subscribe to a white paper or, you know, sign up for a test drive or something. How do I take that audience, map it onto a larger pool, which requires a unified baseline, otherwise it doesn't really work on an extrapolation sense, and then how do I find twins? Now, I know I'm not getting exactly the same, but I'm not looking for exactly the same either. I already have those. So yes, it does make a lot of sense. Yes, you need a lot of trust before you're willing to do that. So ultimately, what I'm doing is I am transferring my audience from my website or my CRM audience into someone else's DMP. And technically speaking, nothing will prevent them from ripping me off. You can legally prevent it through agreements, but you can't really enforce those either. Not really, not in this world. So you have to have a high level of trust. But yes, it does make sense. Would I do it? Absolutely yes. So it just comes down to, do you have the trusted relationship with the media providers, the partners, who can provide that scaling of the audience? And then can you make an informed decision on how much reach versus precision are you going for? And that, of course, depends on your campaign targets, but yes. Thank you. And the last question goes to Mihai. I don't know if this still works. I had a question actually for you. I saw a lot of your perspectives, and in a way I share a lot of your thinking. But I have a question for you. How do you evaluate and how do you select your agency? Or how do you evaluate or you select your publisher partners? We're actually just in the process of selecting an agency. And I have to say it's more of a gut feeling, to be honest, as are most things in life. So you, of course, try and be structured. You try and give everyone an equal opportunity, or those that you put in your shortlist. But ultimately, it comes down to a gut feeling.
It's my basic question always in selecting partners is, when shit hits the fan or when things don't work out, which is usually the case, with whom would I like to be resolving issues and getting over the hurdles? Because again, you'll never be able to replicate anything on a one-to-one basis ever. You know, everything is a unique opportunity. Every campaign is unique. Everything is always unique. Every partnership is unique. You just need to sort of pick whatever feels right. And if it works, it works. If it doesn't, move on.